Bine v-am regăsit, strimațile la ediția de azi a emisiunii Mersul Economiei. Tema emisiunii de azi va fi uh, una referitoare la progr programele care le, uh, sunt finanțate din fondurile guvernamentale, nu europene. Întrebarea este dacă firmele sătmărene sau sătmărenii accesează aceste fonduri și în ce măsură. În studioul avem ca invitat pe domnul Cristian Rațiu, reprezentantul Oficiului Teritorial pentru imm și Cooperație Cluj, pentru județul Satu Mare. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mulțumesc noastră. Mulțumesc invitație. Domnule Rațiu, am primit semnale din mediul de afaceri, de la mai mulți, că emisiunea, atunci când, când temele sunt, în primul rând, cu noutăți, dar și cu interesante, avem... Avem, se manifestă un destul de mare interes pentru ea, așa că acum, ținând cont că au intervenit noutăți în toate programele, aproape, sau mă rog, Și să vorbim despre programele cu finanțare europeană care vor funcționa, în începând cu anul 2015 și probabil mai mulți ani, și cu precădere despre de, pentru că, chiar dacă au fost numai 400 și ceva de firme, după cum mi-a spus înainte în cei 4 ani, Înființate în județul Satu Mare pe, pe această oportunitate, totuși raportând la mărimea județului Satu Mare față de țară, zic că nu sunt nici puține, nici multe, dar nici foarte puține. Cred că suntem undeva la media per județ raportată la numărul de firme înființate de tip firme de tip SRLD înființate la nivel național din cunoștințele mele sunt în jur de 17.000 de firme înființate la nivel național în cei patru ani, deci din 2011 de când a început, de când s-a deschis această oportunitate de constituire a firmelor de tip SRLD. Deci Părțin la aproximativ 40 de județe, este o medie de cam 400 de firme pe județ, sunteți cam la nivelul județului nostru. Și atunci să vorbim așa, deocamdată statistic, câte firme s-au înființat și cum Deci din, la din, informațiile puse la dispoziție de colegii de la Registrul, Comerțului din Satu Mare, care le mulțumesc pe această cale, am aflat că s-au constituit până în acest moment 409 firme de tip SRLD în județul Satu mare. Din acestea, în prezent, sunt active 383 și trebuie spus că din aceste 409 firme, 122 s-au constituit anul trecut. Deci este un deci, ritm deci, de cam constant, da, constant, se poate spune. Acum este o, așa cum am spus, este o diferență între numărul de firme constituite și cele care încă activează în acest moment. Trebuie spus că prin efectul legii, deci în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență 6 din 2011, calitatea de firmă de tip SRLD se pierde în mai multe condiții. Una dintre acestea este și cea dată de vârsta firme, deci calitatea de SRLD, se pierde la sfârșitul celui de-al treilea an de la funcționare, de la înființare. Finfința, da. Astfel că firmele care s-au construit pierde, în două... Nu mai moment să ne oprim. Se pierde. Ce înseamnă asta? Că deci ești obligat să transformi firma, să transformi firma în SRL S.A. sau... Într-o altă formă de, PFA de este, constituire. PFA este forma de asociere uh, acceptată. Practic, este tot un fel de firmă. Este, Asta, la da. Registrul Comerțului, trebuie să trebuie și să discute concret. Sau dacă nu, dacă nu ai dacă transformat... Dacă nu, există posibilitatea să o radieze, să o firma respectivă. Bun, și cine vrea să continue... Deci cine vrea să continue, va trebui să-și constituie o altă formă de, de să să o transforme în, în, altă în societate. societate deci, practic, la 31 decembrie, firmele constituite în 31 decembrie 2014, firmele constituite în 2011 au ajuns la limita maximă de timp de funcționare. Deci ele vor avea la dispoziție 45 de zile să se adreseze la Registrul Comerțului ca să-și clarifice de forma de organizare. Da. Formă, da. Deci, pe această cale invit pe cei care sunt în această situație să se adreseze Registrului Comerțului ca să-și clarifice situația. Ei nu vor fi radiați automat din, din registrul, deci din statisticile, din evidențele Registrului Comerțului. Dar vor avea o bifă acolo și la orice operațiune care se va uh, lega, se va proceda, se va constitui sau se va opera în registrul orice, opera, orice modificare sau orice alt act care va fi introdus în evidențele firmei, va trebui și în acest uh, să se realizeze această modificare. Bun, deci, bun, după trei ani, deci ei, SRLD-urile, își pierd facilitățile în primul rând. Își pierd toate facilitățile. Toate Deși facilitățile. Practic, facilitățile provin din faptul că ei, ele sunt de această formă de organizare de tip SRLD, SRLD de buta. Eu. Hai să terminăm, domnul Rațiu, cu cifrele statistice, nu sunt foarte multe, și să vorbim câteva, să spunem câteva cuvinte și despre SRLD, să reamintim de fapt, pentru că noi am mai vorbit despre SRLD de acum vreo 2 ani, de, despre toate programele cu uh, finanțare guvernamentală, inclusiv cele. Dar pentru cei care n-au, nu știu, n-au aflat până acum sau pentru cei care sunt interesați pentru viitor, să le spun, deci am 400, deci trebuie reținut așa, 409 în 4 ani. Da. Nu suntem nici la coadă, nici la... Trebuie încunte. să spunem că atunci, în 2011, când a demarat programul, în primele zile eram pe primele locuri la nivel național. Deci, interesul a fost foarte mare chiar la început. După aceea, pot să zic că s-a menținut constant. Poate nu în limită de a fi primii pe țară, oricum primii pe țară sunt cei, sunt, sau este județul Cluj și în general partea de județ, județul Cluj și județele aferente oficiul teritorial din Cluj, au, aproape, așa să zicem, au majoritatea atât a firmelor constituite, cât și a finanțărilor obținute în baza acestui program. Trebuie deci spus că firmele pot să fie, firmele de tip SRLD pot să fie constituite de către persoane care nu au mai avut până acum o altă firmă în întreg spațiul european și uh, deci se află practic la prima afacere și doresc să-și constite o întreprindere, o societate comercială de tip SRLD, Uh, s-a eliminat începând cu anul trecut, s-a eliminat limita de vârstă de 35 de ani, limita maximă de vârstă de 35 de ani, care era... practic, oricine... Oricine ce nu o altă firmă, finti. poate să opteze opteze pentru asta firmă de, o, o firmă de tip SRLD. Uh, dacă optează pentru această firmă, practic, firma este ca și un SRL clasic, doar că dar constituire va trebui să dea o declarație pe proprie răspundere că nu a mai avut o altă firmă mm. înainte și beneficiază de câteva facilități. În primul rând, facilitatea inițială este aceea că este scutit de, taxe, de plata taxelor care se percepute la Registrul Comerțului pentru înființarea unei firme. Și nu sunt foarte mici. Uh, da, în nu știu exact valoarea. Ultima, nu. dar așa este. Există o sumă care trebuie plătită și care în cazul srld uri nu se plătește. Apoi pot să se înscrie în programul de finanțare destinat special firmelor de tip SRLD, SRL debutant, un program de finanțare prin care pot să obțină o finanțare nerambursabilă de maxim 10.000 de euro, care pot să reprezinte maxim 50% din valoarea investiției prevăzute într-un plan de afaceri. Acel plan de afaceri trebuie redactat și la momentul în care se descrie uh, sesiunea de înscrieri în acest program, uh, trebuie să, să fie uh, spus pe platforma de înscriere online a uh, programului. În, ce, în primul rând trebuie să fie pregătit. Deci trebuie să fie pregătit. Nu pentru... se anunță în mod... Se anunță cu 10 zile înainte că va începe programul în data de la ora 10 de obicei. Bine, să în acel moment ar fi bine că... Ca... Deci, da, pe... să... Este programul, înscrierile sunt online și finanțarea în acest program se face în ordinea înscrierii, deci un fel de principiu primul venit, primul servit în varianta electronică, cu condiția să realizeze un punctaj minim de 60 de puncte pe planul de afaceri. Acest punctaj se poate vedea la momentul când se redactează acest plan de afaceri, sunt niște criterii foarte obiective, clare, deci nu, se, nu sunt criterii interpretabile care pot să genereze punctaje sau punctaje diferite. Deci criteriu clar, punctajul este același pentru toți cei care ne primesc punctajul în criteriul respectiv. Ca o noutate în proiectul, din, de, proiectul programului din acest an, este faptul că partea de cofinanțare, deci, așa cum am spus, pot să primească 10.000 de euro, care pot să fie maxim 50% din valoarea uh, programului. Deci dacă vrea un proiect să, să realizeze un proiect mai mare, trebuie să pună și el 10.000 de euro. Oricum, pe orice valoare ar avea proiectul nu sau programul, mult. nu primește mai mult de jumătate. Cealaltă A, de jumătate ce ar trebuie contribui să contribuie pună cu cât? el. Crede Dar că, există varianta să contribuie 50-50, există varianta uh, ca proiectul să fie mai mare de de, 10 de, 10, de Deci de 20.000 de, 20, de euro cât da, ar fi. Total. Și atunci scade procentul de, de, deci de finanțare, crește valoarea contribuției proprii. Sau proiectul poate să fie mai mic decât uh, dublu valorii de 10.000 de euro, deci poate să fie un proiect de 10.000 de euro în total, să zic. Atunci primește 5.000 de euro. și 5.000 de euro trebuie să-i să suporte din contribuție proprie. Această contribuție proprie poate să fie din surse proprii, din buzunar, sau uh, prin accesarea unui credit. Aici este modificarea care se prevede pentru acest an. Uh, până acum, uh, creditul mergea, sau toată de la proiectului mergea printr-o singură bancă, acum nu se specifică această bancă. deci... Uh, tânărul întreprinzător va trebui să se adreseze oricărei bănci care acordă bănci are programe care... de susținere a startup-urilor firmelor care sunt la început și să -și accept, să acceseze un credit în condițiile acelei bănci, eventual cu, finan... cu sprijinul de garantare din partea Fondului Național de Garantare de Fondul Național de Garantare a creditelor pentru IMM-uri. Deci aceasta era o altă facilitate acordată prin acest program, uh, maxim 80% din valoarea unui credit, dar nu mai mult de 80.000 de euro, poate să fie garantată prin uh, garanțiile acordate de Fondul Național de Garantare. Și o ultimă facilitate, care uh, este poate mult mai importantă decât celelalte, privind prin prisma faptului că sunt mult mai multe firme de tip SRLD constituite față de câte se înscriu pentru programul de finanțare. Și atunci am interpretat cel puțin eu că uh, multe firme s-au scris pentru această facilitate care, care urmează să vă spun, este aceea că uh, firmele deci, uh, pot să beneficieze de scutirea de plata uh, CSL-ului angajator practic, CSL-ului plătit de angajator pentru maxim 4 angajați, angajați cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, pe toată perioada cât este SRL debutant. Deci, practic, mm. pe 3 ani sau dacă se constituie acum în ianuarie, mm. practic, vor fi aproape 4 ani până în decembrie 2018. Care, să spunem, ceasul nu este mic. A da, a scăzut acum a cu a scăzut 5%, dar de de oricum există. Deci, CASE plătit de angajator. Și atunci, cei patru angajați plătesc case ce ul partea lor, partea lor 9, plătesc, 0, da, 5, parcă. dar partea angajatorului este scutită prin program. Ceea ce e un este un sanat. sprijin? Este un sprijin, deci practic la patru persoane aproape un salar iese, nu chiar, dar aproape un salar pe lună este din, din scutirea asta. Și atunci, practic, mulți au optat să-și constituie de în primul rând pentru că nu trebuie să plătească taxe la registru. Și a doua, pentru că dacă oricum vor avea angajați, au scutirea asta de cea se angajator. Trebuie spus că din momentul în care beneficiază de facilități, mai puțin partea de, de, scutire de taxe la registru, deci de partea de finanțare, partea de garantare a creditului și partea de scutire de cea se angajator, din momentul ăla va trebui să, să îndeplinească și condițiile obligatorii și acestea sunt să aibă minim doi angajați, tot așa cu normă întreagă și tot așa pe toată durata celor trei ani și cât este tip de serile de, nu trebuie să aibă aceeași persoană angajată, ci posturile, deci trebuie să aibă două locuri de muncă, două contracte de muncă active cu normă întreagă și pe durată nedeterminată. Mm. Și, de asemenea, să nu aibă datorii la bugetul de stat și la bugetele locale și să reinvestească minim 50% din profitul realizat. Deci acestea sunt condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite din momentul în în general, care... tinerii, ce fel de firme și înființează cu bani, cu sumele acestea? Care sunt nu, firme, zi, nu ce... Am avut cazuri și cazuri. Deci am avut și caz de să zic sunt cazul extrem în care o firmă a luat 10.000 de euro nerambursabil și a accesat un credit la limita maximă garantată de fondul de garantare pentru a-și lua un utilaj mai mare și este o activitate de producție. Am avut și firme care uh, au mers chiar la 50-50-50-50, mergând până la 10.000 de euro uh, finanț, primiți și cofinanțare cu, cu 10.000 de euro pentru activități diverse, de servicii, service auto, reparații, parte de IT, de tot felul, inclusiv uh, activități de comerț am avut, pentru că în acest program sunt uh, eligibile, în acest program sunt eligibile și activitățile de com comerț și de fel uh, ca o, o particularitate a acestui program, uh, nu toți banii trebuie să meargă în investiții uh, care vor rămâne la firmă. Deci, practic, este o condiție ca maxim 40% din valoarea, din valoarea proiectului să fie îndreptată spre cheltuie de investiții. Deci, practic, există o marjă de 60% care pot să meargă în costuri de operare, achiziție de materii prime, plăți de salarii pe durata celor 12 luni cât uh, se poate întinde finanțarea, uh, plăți de utilități, uh, parte de consultanță, plata contabilului, uh, știu eu ce alte chelzi, cost, costuri de operare în general. Deci, practic, 60% pot să fie costuri de operare, 40% minim trebuie să fie costuri de investiții. Și acest procent de minim 40% trebuie să se păstreze pe toată durata Implementării programului, pentru că uh, programul poate fi, deci finanțarea poate fi accesată în maxim 12 luni de la semnarea contractului și pot să fie efectuate trageri, deci tra, pot să fie uh, solicitate plăți lunar. Deci, practic, pot să fie 12 trageri uh, din, uh, din fond, uh, dar acest procent trebuie să fie. Prostrat în permanent. Deci, practic, la prima tragere nu va putea să solicite să, să, să bani doar pentru plata salariilor, să zicem, sau de achiziție de materie prime. Automat va trebui deci să. Deci, nu primește cei 10.000 odată. Nu îi primește odată și nu îi primește, sau... primește, primește, îi se pun la dispoziție, dar trebuie să justifice pe baza de facturi uh, cheltuirea Și banilor Cine are de banca? Uh, uh. Acum să vedem cum va fi dacă nu va mai fi banca implicată. Mai mult ca sigur, oficiul din Cluj. Deci va trebui să depună cerere de tragere, probabil la oficiu, și uh, acesta va fi evaluată și se vor pune la dispoziție. De asta, dacă deci, înțeleg bine și SRLD-ul este ca și celelalte fonduri, întâi tu, investitor, sau patron. Deci trebuie să ai factura. Dar factura, cum o Factura, dacă... dar nu -i... ai factura. A, dar nu trebuie să Da, nu trebuie să plătești. Sunt și, eu, și programe. Deci este un alt, 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 alt avantaj de tânăr, de pentru tine programe. Că la alte programe trebuie să depui tu banul se, și primești. Se, da, ți se decontează, după dar ce, da. nu știu, într-o lună, în trei. Depinde cum de, merge. Nu pot te ne destul de lung ca să fie banii tăi blocați în facturi. Sunt într-adevăr blocați, dar oricum aceste programe care sunt cu de la un avantaj să vii tu cu factura, uite, am factura de curent, am mașină, nu știu, care consumă curent și cu aia îmi, realizez producția. Și dacă... Da, dar nu va putea să vină prima dată cu factura de curent. Va trebui să aibă și ceva cheltuială de investiție Aha. pentru ca să respecte bine, nu în la început. La început, da. sigur că da. dacă la început trebuie să cumperi utilaje sau ce cumperi, sau mă rog, să închiriezi birou dacă e servicii, dacă e prestator da, și de servicii. Tot pe partea aia zis, sau dacă deci trebuie să dovedești că ai început să lucrezi. Da, da. Și ai cu ce? Și ai cu ce? Da, da. Acum eu am înțeles că, din ce am auzit și eu, și din ce am mai și citit, că mulți tineri s-au orientat spre IT. Cu este un decenii. domeniu care atrage tinerii și care nu implică așa mari costuri de investiții. Pă da, nu, nu investești cu un calculator. Da, el are niște calculatoare, performante, care costă un pic, dar totuși nu costă cât o instalație industrială de produs. 10.000 de euro, mașină din industrie. Nu știu ce mașină e ei, că e foarte simplă. A, da, și dar trebuie că, că că toate achizițiile trebuie cum nu să fie. Toată achiziția trebuie Dacă găsești fie... și furnizorul potrivit, cred că. La calculator poți să cumperi mai multe. Calculator, server și ce mai necesită. Da, deci acum cei care sunt în domeniul știu exact ce le trebuie de și am, deci, se orientează să facă. Probabil ăsta e și motivul pentru care mulți se orientează spre IT. Pentru că din cei 10.000, dacă mai punești cel 5.000, din cei 10.000, chiar dacă nu în totalitate, dar Poate să înceapă activitatea și pe parcurs da. să tot investească. Mai cumpără, mai cumpără, mai cumpără. Da, deci poate practic nu trebuie să cumpere totodată, Are da, un, un ar ca să se În alte... momentul în care au expirat cei trei ani și s-au terminat cei 5.000 de euro, dacă am zis, de, de un proiect de 10.000. El deja poate trece liniștit la SRL dacă a investit din profit, pentru că deja poate să ducă și să... Dacă s-a mărit continuu timp de patru ani, deja este o firmă care e viabilă, că dacă trei ani a reușit să rămână pe piață, și dar la IT rămâi pe piață, că cred că încă deci e nevoie obligatoriu de multe. trebuie să rămână cei, de, cei trei ani. Dacă cumva se întâmplă, pentru că au fost și cazuri din astea, că n- au putut sau nu au mai deplinit condițiile, toate facilitățile de care a beneficiat se recuperează. Deci, practic, asta este reversul medaliei, ca la orice finanțare, la orice alte finanțări și din fondul UE și din fonduri guvernamentale, da, n-ai dus -o până la capă, n-ai proiectul până la capă, dai bani înapoi. Așa, așa este. Da. Așa se procedează. Mă cred că totuși cu SRLD-ul am reușit să trezim interesul mai multor tineri decât 409. Păi, uh, ideea este că, practic, nu este obligatoriu să fie tineri ca vârstă, ci tineri ca. după noi inițiativă? După noile prevederi da. legale, da, nu și mai este Dacă de... au în plan să înceapă o afacere și n-au mai avut o alta până acum, pot să se gândească la acest tip de de. Este ca și o, un SRL normal, deci poate să beneficieze și de alte finanțări, să zic, dacă se gândește și la alte finanțări mai mari prin alte programe. Dar pentru un început poate să fie un prim impuls pentru pornirea unei afaceri. Programul nu a început în acest an, înscrierile în program vor începe cândva în acest cursul primăverii. Nu am a, citit o știre în care era citat ministrul Gianu, dar nu șeful asociației cerele da. diștilor sau așa Tinerilor, spunea că să care este Cel târziu, sfârșitul martie, începutul aprilie, se vor deschide sesiunile. De da, de deci foarte, de obicei așa, încep la începutul primăverii, uh, sunt mai multe programe și nu încep toate odată. Deși se alunează, toate înscrierile sunt online, deci toate înscrierile se fac prin accesarea unei platforme de înscriere online, și de aceea nu se pun toate odată pentru ca să aibă posibilitatea serverul să înghită toată informația care este trimisă din țară a, a, de cei de înscriere. Bun, acum am înțeles că tot așa din ce am citit pe, pe agențiile de știri, că și celelalte patru sau cinci programe, nu mai știu exact, cu fonduri guvernamentale, vor funcționa în continuare. Da, așa este. S-au fost bugetate. Practic pe site-ul departamentului nostru pentru IMM-uri uh, au apărut uh, deja la sfârșitul anului trecut o serie de practic proiectele, procedurilor programe pentru programelor pentru anul 2015, cei care au avut curiozitatea să se uite pe acest site <coughs> au avut uh, au văzut că sunt niște programe care sunt uh, practic continuarea celor din anii precedenți și sunt și niște programe Propuneri de programe, deci programe noi. Dar, deocamdată, se va începe cu cele care au fost, deci, practic, programul acesta pentru de uri programul Start pentru firme care sunt numai vechi de 2 ani, deci, acolo pot să aplice orice firmă care este constituită după legea 31 sau după legea 1, deci societățile comerciale sau societățile cooperatiste sau cele constituite după ordonanța de urgență 6 de cer de urile Practic, în acest program pot să, să, participe toate firmele care au nu mai mult de 2 ani de activitate. Deci ești, să zicem, cerere de zi că nu mai vorbim. De 2 ani poți să intri da, în... Da, da, deci practic ar putea, de exemplu, teoretic să zicem, ca un SRLD să aplice și pe programul de tip SRLD, deci pe programul destinat țările de cel cu 10.000 de euro, poate să aplice și pe programul Start, pentru că nu are mai mult de 2 ani de activitate. Dacă are, deci dacă este constituit anul trecut, dacă n-a beneficiat de, sau în anii trecuți, dacă n-a beneficiat de finanțare prin programul tip SRLD sau prin programul Start, poate să aplice în oricare de aceste programe. De asemenea, mai este un program pentru firmele care activează în domeniul comerțului și prestărilor de servicii. Aici se cere ca firmele să aibă o vechime de minim 2 ani calendaristici de activitate, deci practic de la înființare, și codul care, pe care se solicită finanțarea să fie autorizat la Registrul Comerțului de minim 3 luni de zile. Deci, asta, acest program este dedicat firmelor care au un anumit istoric de activitate. Și aici ar putea și de urile constituite în urmă cu cel puțin 2 ani ar putea să aplice uh, în acest program. Sau firmele de tip SRL-clasic sau societățile cooperative, cooperatiste, oricum nu sunt, uh, nu pot să aplice în programe uh, firmele sau... Uh, Formele de organizare de tip PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială, acestea nu sunt forme eligibile în programele. Este o singură excepție, programul dedicat mesteșugurilor și artizanatului, unde acolo practic nu mai este finanțare, este doar sprijin pentru participarea la un târg regional dedicat mesteșugurilor și artizanilor sau la anumite piețe specializate pentru așa ceva. Uh, acolo se poate merge și prezenta produsele proprii, se pot chiar efectua operațiuni comerciale, se vândă produsele și așa mai departe. Bun și a, mai continuă și programul de Minimis. Mai era programul program. de Minimis uh, practic uh, este atunci la înființare a fost uh, gândit pe parcursul a doi ani. Deci practic uh, cei care s-au înscris anul trecut, în ianuarie, au putut să opteze pentru eșalonarea finanțării pe parcursul anului 2014 și pe parcursul anului 2015. Maxim trei tranșe în fiecare an. Practic, Ream. anul 2014 a trecut, acum urmează cei din 2015 să, să intre în finanțare vor trebui să aștepte momentul în care se va aloca bugetul acestui program și atunci, din acel moment, vor tot trebui asta să... Tot spun. Pe știri am înțeles că și acesta se intenționează să continue. Deci, și După 2015... se, uh, se intenționează, dar probabil va fi prin alt program. Acum va... ceea ce intră tot într-un program de minimis este uh, un program uh, de minimis derulat prin Ministerul de Finanțe, care acordă niște facilități celor care creează locuri de muncă. Deci, practic, la minim 20 de locuri de muncă, mi se pare, poate nou create. Respectivul întreprinzător poate fi sprijinit prin suportarea a jumătate din costurile salariare pentru locurile de muncă nou create. Practic, aceasta a mai fost și anul trecut, acest program, și am înțeles că din 2 februarie vor începe, va începe o nouă sesiune de scriere în acest program. Deci, practic, nu este o finanțare pentru investiții, ci pentru sprijinirea metrului no, no, sprijin. de personal. Este o facilitate care o da. de... Acum, am vorbit despre programe, dar aș vrea să vă întreb și. Dumnezeu, așa că mai am întrebat ce pe alți interlocutori. S -s -s, mai, mai exact să vă pun două întrebări și să vă spuneți părerea proprie. Nu e nevoie. Nu, nu, din momentul ăsta nu mai reprezentați o ce ci sunteți stat Ce proiecte credeți că ar trebui să pornească, cel puțin dacă mă rog, realizate, mai puțin dacă sunt proiecte, bani nu se realizează într-un an. Dar măcar să demareze în, în 2015, în județ. Uh, și de care s-ar bucura în cât mai mare număr de, un cât mai mare număr de cetățeni. Bine, nu totdeauna, pentru că nu, cum să zic, nu există inițiativă care să întrunească toate 100% sufragile, dar hai să... Este o întrebare, o întrebare care mai e așa un pic nepregătit. Cred că așa din punct de vedere ce trăiesc eu în fiecare zi, uh. Uh, Cred că niște modalități de descongestionare a circulației de pe cele două maluri ale Someșului cred că ar prinde cel mai bine. Deci se tot discută eventual un al treilea pod sau așa ceva. Deci asta din punct de vedere la, la centura, mărean. centura de ocolire care include al treilea pod. Este la fel. 99% dintre sătmărenii pe care intrat și am întrebat destul de mult, câteva zeci, iar răspunsurile au fost publicate în informația zilei, 99% au amintit centura și majoritatea știau să știți care continuă a ei, a fost ști. Da, deci practic la orele de vârf se simte necesitatea acestui pod și cred că ar fi, ar fi interesant. Bine, este o problemă... Cred că sunt convins că este o problemă foarte sigur, simplă. Întrebarea se referă la interes pentru județ. Pentru da. că majoritatea celor din, din alte localități decât satul mare trec prin satul mare, vin în satul mare, circulă în satul mare. Deci, sigur da. că ceea ce e benefic pentru municipiu este benefic pentru da, tot da. județul. Este și cred că ar crea și o altă imagine asupra asupra orașului pentru cei care vin pentru prima dată sau mai mai, mai rar. Păi acum sigur că orașul nu a fost proiectat sau nu este proiectat ca să suporte numărul de mașini mici. Nu vorbim de camioane acum, care mai trec prin satul și care mai produc și ele daune arterelor de circulație. Ne-am obișnuit să Circulă motorizat și... Dar, mă rog, nu este a trebui este soluții. Soluții există. Soluții există cu siguranță. S-a vorbit inclusiv de soluții, dar... Dar. Totul se rezolvă la finanțare. Se rezumă la finanțare. Nu neapărat. Eu cred că se rezumă la a vrea să facă. Să fac. Păi, dacă vrei, la... încep, încep. Voință cred că există, cel puțin din ce văd eu în materiale publicate, există uh, intenția, cel puțin, sau s-a pornit pe această cale. Bun, și acum, cea de-a doua întrebare ar fi despre, care oricum, la fel, ceea ce este valabil... Uh, pentru municipiul statul mare este, în majoritate, este valabil și pentru județ. Ce putem face pentru municipiul statul mare? Aici cred că problemele sunt mai multe. Cu circulația. Circulația pe poduri, aia este și, și, și pentru municipiu și pentru județ. Da? Alte măsuri care ar trebui luate numai pentru municipiul statul mare. Cred, probabil că... Uh poate chiar un pic de promovare a oportunităților, care am văzut că se încearcă, se încearcă pe diverse modalități să, să, se, să se realizeze. Am fost foarte surprins acum în iarna, plecând de vacanță în avion și studiind broșura care era în, atașată la scaunul avionului acolo. Am fost surprins să văd un material de prezentare a județului satu mare. Deci, practic, există, există deja preocupări de, de promovare în afară a, a județului și implicit și a municipiului. Deci, era prezentate oportunități, atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere. Uh, să zic, etnografic, era prezentat Bine, în, sigur, în tradiții, a tradițiilor specif specifice, da. Da, da. Nu, dar știți cum e, toată lumea dorește, de la oficialitățile rudetele și până la cel mai simplu locuitor al județului, dorește investiții, dorește să se creeze locuri de muncă, normal, pentru că cei care conduc le, au interesul pentru că se adună niște bani la buget, ceilalți pentru că au locuri de muncă, ei sau copii sau nepoți, sau ce fi. Dar este o fel de cerc vicios. Și anume, bun, investitorul, primul lucru care întreabă, este normal. Ce mă oferi? Care este infrastructura de care beneficiez? E, și aici, aici e cam agată lucrurile. Că... Dar, bun, dar OTMMC-ul dar Ministerul, pentru că mmc ul este o instituție subordonată Ministerului. Acum suntem la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Deci, deci practic. De... Uh... lui Ministerului... este. Ministerului este un... sau ce era înainte? Mediul de Afaceri, nu mă parcă. Uh, da, înainte era la. În cadrul Ministerului Economiei, era Economii un departament de Departamentul de ANE, AMC, da. MMC, da. da. Deci era națională. un departament pentru întreprinderi uh, Mici și Mijlocii pentru implementarea programelor. Acum, practic tot așa este un departament, o direcție de politice antreprenoriale care va funcționa în cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Energiei și Ministerul a la cititul mai pot schimba. Dar, da, bineînțeles. Coordonările în... astea și trecerea dintr-un... În principiu, ideile care au fost și înainte se mențin. Deci, practic, Ceea ce s-a gândit pentru întreprinderi mici și mijlocii în anii anterior practic același trend se va menține în continuare. Uh, și chiar uh, am remarcat că bugetul programelor pentru acest an va fi mai mare decât cel din anii anterior, Deci, practic, vor fi mai mulți beneficiari Poi, da, care vor... Se vede treaba că în ultima perioadă, 2-3 ani guvernanții și și-au dat seama că trebuie sprijinite IMM-urile pentru că ele, ele pro, aduc cea mai mare și aduc cea mai mare contribuție la buget. În Germania sunt peste 80%. Da, păi, în general, peste așa 80 se spune că din buget că este asigurat de IMM-uri. Că întreprinderi mici și mijlocii sunt motorul economiei. Deci ele sprijină și furnizează uh, puterea necesară ca să, să, reziste economia. Deci, dacă spuneți că se mențin aceste... Hai să nu ne mânim nu forme de sprijin a imm urilor și deci cooperații. Cu, cu siguranță și în anul ăsta sigur vor intra și începe să pornească și finanțările din fonduri europene uh, pentru perioada nouă de programare, deci 2014-2020. Deci, practic, oportunități vor fi cu siguranță. Ideea este ca cei care sunt interesați sau au intenție să încerce să beneficieze de astfel de oportunități să încerce să, fie, să se menține informat, să acceseze sursele de informare publică ca să vadă când apar aceste oportunități, pentru că în general, perioada se anunță și este o anumită perioadă determinată. Dacă nu a prins trenul atunci, va trebui să aștepte până De anul următor. Deci să se ca ca să în primul rând. Da, și idea, să pregătea, ideea este cu... să știe ce vor, să, cam, care le-ar fi planurile pe viitor să... și atunci să încerce să descopere uh, orice direct, ori adresându-se unor persoane care uh, au da, informațiile. Cei până în 4 ce... de ani este internetul, nu-i problemă. Pot afla există. La... există, internetul, se poate afla și de pe internet, <coughs> cel puțin ca idee generală. Ca idee de pornire, da da, de da, da, pornire și după ce. aceea ca, ca, că ca să găsească pe internet locul sau sursa din care să se informeze despre toate aspectele. Concret, după aceea. Domnule vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc încă o dată de invitație. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii Mersul Economiei. Vă mulțumim pentru atenție. Urmăriți în continuare toate programele Informația TV. La revedere!